fiind vinuit de extremism, trebuie să câștigi inclusiv un proces de judecată, este un lucru mai puțin răspândit și uimitor pe alocuri. Doamnelor, domnilor, sunt Anatol Ursu și vă invit să discutăm despre lupta pentru a avea dreptul să fii unionist alături de președintele Partidului Național Liberal din Republica Moldova, doamna Vitalia Pavlicenco. Bună seara, bine ați venit! Doamna Pavlicenco, nimeni altcineva decât dumneavoastră ați fost în această situație de a câștiga un proces de judecată pentru a avea dreptul să vă numiți unionist. Despre ce este vorba și cum a decurs procesul și am înțeles că astăzi a fost dat verdictul final. Da, da, într-adevăr. În primul rând vă mulțumesc pentru invitație, pentru că, așa cum ați spus, curentul unionist se extinde și în paralel avem declarațiile lui Dodon care sunt tot mai anti-unioniste. În acest sens, cred că se impun discuții legate de constituționalitatea curentului unionist, a viziunilor unioniste. Și iată, pe lângă faptul că noi în 2011 am avut un congres la care am adoptat primul statut unionist aici și am avut ca oaspeți la congres și tineri unioniști, inclusiv George Simion a fost și a avut un discurs foarte frumos, domnul Alexandru Moșanu, mai mulți reprezentanți ai elitei românești de pe ambele maluri ale Prutului. Iată că după aceea, după ce am avut și probleme legate de clipuri video, de fapt ele au fost înaintea obiectivului unionist în statut și au pregătit terenul pentru ca să avem o decizie favorabilă în 2012, iar cu clipul noi am avut probleme atunci când a fost referendumul ieșuat din 2009. Și am spus, sau 2010, mi se pare, la 5 septembrie, când am spus că avem nevoie de un președinte care să ne conducă spre unirea cu România. Am câștigat acel dosar, după ce am câștigat legat de statutul unionist, după care, totuși, reprezentanți ai curentului pro-rus căutau mereu ocazii și foloseau orice oportunitate ca să ne facă în continuare extremiști, să spună că românismul, unionismul sunt curente extremiste și o făceau în spațiu public. Nu am suportat niciodată asemenea declarații și am luptat și am câștigat și dosarul în fața lui Shelin, care iată de vreo 3-4 ani nu vrea să execute. Am câștigat astăzi irevocabil cauza împotriva lui Climenco, pentru că și Climenco a spus că PNL, Pavlicenco, are viziuni extremiste și românismul, unionismul sunt la fel extremiste, iar în proces a invocat totul ce a vrut. De exemplu, acțiunea la Bălți, unde ați fost, cred că da, și dumneavoastră. Da. Nu am fost personal, dar știu despre ce este vorba. Da, unde chiar anunțasem că noi am fost ca unioniști de rând, nu am fost printre organizatori, acțiunea 2012 a câștigat atunci acest drept, iarăși în instanța de judecată, unde tinerii și participanții au venit cu flori în fața celor care se opuneau atât de drastic și în mod nedemocratic, după care, de fapt, am fost deviați pe alt traseu. Noi am primit pietre, am chiar de acolo asemenea amintiri fizice, am primit și roșii și butelii de apă aruncate noi, la fel și cahul, după care uitați-vă cum se întâmplă că tot ăștia care nu acceptă libertatea de exprimare, pluralitatea de opinii, la urma urmei pluripartitismul, la urma urmei deciziile de judecată și practica judiciară, tot ei după aceea vin și în continuare ne numesc extremiști. Credeam că, de fapt, acest lucru s-a cam terminat. Pentru că guvernările pro-europene, așa cum sunt ele, și de fapt în fața lor noi am câștigat în justiție și privind poziția Curții Constituționale, până la urmă parcă s-au conformat și a fost o atitudine mai relaxată față de unioniști care, uitați-vă acum, segmentul crește, dar a venit Dodon și a început să spună aceleași lucruri inadecvate, da, aberații și șantaj. Că îi va băga pe unioniști la pușcărie, că va interzice partidele unioniste, apropo, un partid foarte... Le va scoate în afara legii. Da, da, le va scoate în afara legii. Apropo, un partid conform practicii europene este foarte greu să-l dizolvi sau să-l anulezi. Mai ales că noi am avut cazul cu Ministerul Justiției, care s-a adresat Curții Constituționale și a vrut să lichideze PNL exact pentru că noi am vrut un statut unionist. Și în felul acesta, înainte de alegerile din 2014,
Climencu a spus foarte ferm, obraznic, așa cum e stilul lui, că să ia seama populația, să nu voteze și să nu se uite prea bine, cu ochi prea buni la partidele unioniste, la PNL, la Pavlicencu, pentru că sunt cu viziuni extremiste. Și în felul acesta, iată că am câștigat procesul și mă bucură foarte mult că justiția noastră se conduce în deciziile sale tot mai mult de prevederile din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, de spiritul și legea europeană, și în acest sens eu cred că trebuie să-și diminueze toate pornirile anti-români, anti-unioniștii, la urmă și anti-europeni, pentru că e tot acolo, și să accepte discuții clare, tolerante, nu cum am venit acum de la o televiziune unde era imposibil să vorbești cu reprezentantul lui Dodon, foarte agresiv, violent, și vorbea într-una, și doar în asemenea mod a discuta cu toleranță, cu răbdare, civilizat, cu cumpătare, noi putem să convingem tot mai multă populație. Iar privind aceste viziuni extremiste, l-am întrebat și pe Climenco de mai multe ori în procesele de judecată. Cum putem spune că sunt extremiști cei care vor unirea? Acum cât sunt? Vreo 30, eu cred că sunt și sub 50, pur și simplu nu sunt toți deschiși, fățiși unioniști, dar la un vot, ca să zic așa, într-o situație mai favorabilă, unde, Doamne, mai tristă, sub șantajul unui conflict armat, sau o situație favorabilă în care se va vedea că ofensiva rusă trebuie stopată politic, înseamnă că acești oameni toți sunt extremiști? Asta nu este adevărat. Noi avem această opțiune unionistă pentru că noi suntem parte a României, noi cunoaștem adevărul, suntem încă victima pactului Molotov-Ribbentrop, ne dorim în Europa, frații români ne primesc și el acesta, noi putem cel puțin copiilor noștri să le oferim un alt viitor decât prezentul și trecutul nostru triste. Ce înseamnă victoria de astăzi? Vorbind în aspecte palpabile, să zic așa, înseamnă compensație morală, bănească, înseamnă scuze publice, ce concret? Da, sunt scuze publice și o compensație bănească, eu am cerut 100.000, au stabilit 10.000, banul e ca banul, importantă este victoria morală. Și a venit? Scuza publică? Banul. Nu, că abia astăzi a fost. Da. Trebuie să dăm la executor și așa mai departe. Adică este un proces. Vă așteptați să conteste sau asta este ultima instanță? Nu, nu mai poate. Este irevocabilă. Deci nu am anunțat public până când nu a devenit irevocabilă. Eu am vrut să spun că PNL a creat mai o practică judiciară în Republica Moldova. Acum, ca să te opui lui Dodon și să ai argumente, nu poți să nu invoci practica judiciară, dar și el trebuie să o respecte. Dacă el nu respectă poziția Curții Constituționale, dacă va umbla mereu că la Curtea Constituțională sunt români și nu sunt cetățeni Republicii Moldova, care de fapt sunt cetățeni sau moldoveni, cum îi vrea el, dacă nu va respecta deciziile de judecată și va vorbi, el este un demagog. Apropo, vreau să vă spun că am scris mai înainte un articol în care am spus foarte clar că lui Dodon îi se poate închide ușor gura legal, pentru că eu am câștigat la CEDO și procedural dosarul împotriva lui Voronin. Voronin care m-a calomniat prin 2006-2007 și unde CEDO a creat un precedent, dosarul l-a examinat puțin mai târziu, fiindcă a venit și un dosar din partea domnului Ureceanu, tot împotriva lui Voronin. Și acolo au stabilit că un președinte de stat nu are dreptul să se prevaleze de această funcție și să calumnieze, să vorbească, să spună orice despre oricine. Pentru că el primordială și primară este libertatea de opinie, este pluralismul de opinie. Și nu înseamnă că dacă el este președinte, lui îi plac doar cei care nu sunt pro-români, nu sunt unioniști, care l-au votat pe el. Mai mult decât atât, dar el a amenințat că pe ceilalți care nu gândesc ca el, îi va băga la pușcărie și îi va interzice. Păi cum poate el să pretindă să fie un președinte al tuturor? Mie nici nu-mi trebuie. Al tuturor, când el practic exclude un segment tot mai mare de populație, pedepsindu-l pentru viziunile sale pro-europene, unioniste, pro-românești. Eu cred că acest lucru îi face lui rău, dar el crede că își consolidează segmentul lui pentru a aduce socialiștii în 2018 la putere. De fapt, el toate aceste ilegalități pe care le comite, și eu cred că odată și odată procuratura trebuie să se sesizeze,
Le face doar în plan electoral și politic. Nu îl interesează pe el democrația, respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului, Constituția, toate acestea pentru el sunt zero. Pentru că el are scopul lui, scop pe care îl are, din păcate, din partea Moscovei, așa cum am văzut ce azi că a venit așa cu înaripată din nou de la Putin, iar Rusia nu este și nu cred că va fi în curând un model de democrație, un model economic, un model de stat în care omul să se simtă cu toate drepturile și libertățile respectate. Doamna Pavlicenko, dar din 2018 practic toți cetățenii din Republica Moldova își formează un scop, inclusiv pătura unionistă. Haideți să vorbim un pic despre ce se întâmplă în 2018 cu unioniștii. Prin perspectiva PNL-ului, desigur. Da. Ce trebuie să facă unioniștii în 2018, ce vor face, unde vor ajunge, presupuneri, mai știu eu, o apreciere a situației așa cum o vedeți dumneavoastră la zi, prin prisma partidului pe care o conduceți. În primul rând vreau să vă spun că noi apreciem apariția mai multor partide unioniste, chiar dacă se poate considera că ele și firmițează electoratul. De ce? Pentru că așa cum apăreau partide liberale și mulți ironizau și spuneau ce fel de partide liberale, când noi de fapt suntem un stat sărac și o societate dezorientată. Dar ați văzut după aceea câte partide liberale au apărut și încă mai sunt. Și noi, în privința Partidului Național Liberal, am reconstituit acest partid, dacă sunteți mai tânăr, nu știu dacă vă amintiți, dar cei care ne privesc la sigur cunosc. În 2001, când a venit Vladimir Voronin cu 71 sau 72 de deputați, mai că putea să modifice Constituția. Da, dacă voia, probabil dar, modificat. Da, nu a vrut, până la urmă tot era prea corupt și s-a temut de poziția Occidentului. Asta a fost în privința lui Cozac, memoratul lui Cozac. Și atunci Partidul Național Liberal, între altele, a fost primul partid care s-a dizolvat, era în a doua formulă, condus de Mircea Rusu, s-a dizolvat ca să pornească acest proces de formare a unui front anticomunist. Și atunci noi ne-am dizolvat împreună cu alte partide liberale, partidele conduse de domnul Muraz, care a fost premier, de domnul Snegur, am constituit Partidul Liberal. După aceea, împreună cu Alianța Braghe și cu Alianța Independenților a domnului Urecheanu, am constituit Alianța Moldova Noastră, care apoi cu PSL și cu PD au format blocul Moldova Democrat. Cu toate voturile furate, au fost 34 de mandate. Și a fost un bun exemplu de cooperare. Este altceva că comuniștii într-adevăr controlau totul și atunci votul pentru Voronin a fost de fapt o stagnare, pentru că și atunci puteau să fie alegeri anticipate și poate că Voronin nu ajungea să rămână la putere încă 5 ani după ce a distrus Republica Moldova 5 ani. Iată că acum, cu venirea lui Dodon, noi credem că revine în actualitate coagularea și coordonarea acțiunilor unioniștilor. Este bine, de ce că apar partide unioniste? Pentru că își asumă o identitate. Această identitate nu este simplă. Ea este o identitate care chiar pentru partid constituie o provocare. Inclusiv uneori trebuie să câștigi proces de judecată. Exact, pentru că vă amintiți noi când am apărut și împreună făceam cu acțiunea 2012 diferite manifestări și în România participam și aici, cunoașteți cum se comportau toate televiziunile. Una că manipulau, alta că spuneau minciuni. Majoritatea nu ne invitau, trebuie să recunoaștem. Dar recunoșteau, nu ne invitau. Sau cei care dădeau știri, de fapt le denaturau. Arătau că noi suntem belicoși, că noi luptăm, că noi de fapt nu făceam nimic și ieșeau cu flori frumos, cu cântice, cu slogane frumoase, care uitați-vă că acum își adeveresc justeța. De aceea acum, când din păcate așa se întâmplă că unele partide când vin cad de la guvernare și asumă identitatea unionistă numai de vreme, dar totuși, dacă și-au asumat-o, ar trebui să înțeleagă faptul că populația pune niște întrebări. Așa. Iată, eu, de exemplu, am foarte multe întrebări, în fiecare zi mă sună mesajele, de acum telefonul este, iPhone-ul e plin, și mă întreabă ce facem, cum facem, ce să-i spunem ăstuia, ce să-i spunem ăstuia, de ce, cum să separăm votul. Noi avem o situație clară, în față este Dodon, alături este puterea, care, așa cum știm, este
controlată de PD. Nu cred că ei vor face coaliție, a spus PD-ul că va fi cu forțele de dreapta, care nu sunt ostile și dușmani. Acum, ceilalți care vin, pro-europeniștii, unioniștii, își pot coordona acțiunile pentru ca într-o circumscripție, dacă va rămâne sistemul electoral mixt, să nu fie 10 din segmentul europenist și unionist? Și dacă nu, atunci cum vă putea noi să explicăm că de fapt luptăm și împotriva lui Dodon, și împotriva PD-ului, da, și a lui Plahotniuc? Dumneavoastră credeți că nu va fi posibil? Eu cred că este vorba de voință politică, așa, de o răspundere civică și de o răspundere națională chiar, de voință intelectuală, voință politică. Există vreo circumscripție concretă în care vă puneți această problemă? Nu, eu cred că în toate circumscripțiile trebuie să ne coordonăm eforturile dacă se dorește. Drept că nu se prea dorește, poate vorbim și despre asta. Dar uitați-vă, este vorba de 51 de circumscripții. Așa. Spuneți-mi, cei care își spun de dreapta, bine, că eu pe unii îi consider, pe unii de fapt îi consider partide lucinschiste plasate pe dreapta, alții poate că într-adevăr sunt sinceri, pro-europeni, pro-români și pro-unioniști. Din toate aceste partide, noi putem, plus societatea civilă, am în vedere diferite entități asociative, așa, putem să identificăm 51 de candidați ca să nu ne călcăm pe picioare unul pe altul și să sprijinim aici unul de la PAS, aici unul de la PNL, aici unul de la PL, aici unul de la antimafie, dincolo unul de la PUN. De ce n-am putea să facem asta? Eu personal cred că am putea să facem asta, dar eu sunt un optimist informat. Incurabil, vreau să zic, de incurabil. Fapt. Și informat, mă rog, în măsura posibilităților. Dar v-a trecut vreodată prin cap că atât eu, cât și alte entități, inclusiv PNL-ul, sunt entități a căror voci pentru ceilalți actori pare să nu conteze? Da. Cunoaștem asemenea declarații în spațiu public. De exemplu, Băsescu a spus acest lucru. Nu cred că sunt declarații ale unui om prea informat. Pentru că noi, de exemplu, PNL, prin lupta noastră și în justiție și în spațiu public, și eu cred că segmentul care a crescut este și datorită vouă, tinerilor din Acțiunea 2020, și datorită nouă PNL-ului, primul partid. Și datorită oricărei acțiuni, da, uniști, care a avut loc. Exact, exact. Nu putem acum să cuantificăm. Da, da, dar din 2012, din 2012 în special și până acum în 2016-17, fiți de acord că alții n-au prea fost așa unioniști. De exemplu și Ghimpu, doar când a candidat la prezidențiale. Dar da, chiar asta nu... Da, dar chiar Ghimpu are un clip video unde a spus că a fost Băsescu și am vorbit foarte clar că am pus într-un fel cruci pe Unire. Există video, adică poate îl cunoașteți. Deci în acest sens ce vreau să spun? Clasa politică din România, eu cred că trebuie să suporte de asemenea modificări ca să se vindece un pic de aceste stereotipuri de frica rușilor, pentru că eu cred că asta și pe ei un pic îi reține în poziție. Un PNL, care a fost partidul ce a înfăptuit reîntregirea, modernizarea României, parcursul istoriei, fiind cel mai vechi partid din spațiul balcanic, un partid reformator, cum poate să nu acorde prea multă atenție Basarabiei și să vină aici să spună, de exemplu, că el nu are acțiuni sau că nu are acțiuni cu PNL, când noi avem și fotografii unde am participat la atâtea foruri recente sau Ludovic Orban nu cunoaște istoria propriului partid. De exemplu, ne-a spus un lucru că de ce am luat sigla și denumirea și vreau să fac o precizare pentru oamenii care sunt informați că exact acest lucru l-au rugat cei mai vechi național-liberali, seniorii, formulelor anterioare de a fi identici cu ei. Ei bine, asta nu știe Orban, dar o să o știe. Acum legat de alte partide, eu regret că doar Traian Băsescu vine cu mesaje unioniste și are doar el în statut acest obiectiv unionist. Sigur, el nu este pro-PNL, n-a fost în România niciodată, nici aici. El invocă, de exemplu, că a venit să discute, dar nu cu 2%, cum avem noi. Eu vreau să vă spun în privința asta că trebuie totuși lumea iarăși să cunoască. În primul rând, un partid care, cum am apărut noi, într-o situație și o societate foarte controlată, unde se știe că s-au furat voturi, și nu numai de la noi, încă de la vreo 3-4 partide, noi nu știm cu adevărat cât am luat. În al doilea rând, dacă el a ales un partid ai cărui protagoniști
Încă, de fapt, nu cunosc cât au, pentru că dumneavoastră cunoașteți. Doamna Guțu a luat 0,17, iar domnul Șalar încă n-a cunoscut botezul electoral. Și ei, de fapt, au venit în Parlament mai mult datorită imaginii lui Chirtoacă. Asta, de fapt, și-a fost, ca să zic așa, a fost miza celor care au votat pe ele. Dar eu cred că nu acest lucru îl așteaptă populația. Eu cred că, în primul rând, clasa politică din România trebuie să aprecieze că noi, aici, PNL, am avut curajul ca să adoptăm obiectivul unionist. Și în felul acesta să se gândească, de fapt, la punțile care ar trebui să le construim între partidele din România și partidele din Republica Moldova românești unioniste. Acum, este adevărat că fiecare vrea deodată să aibă succesul. Nu cred că acest succes va fi salutat de populație dacă va fi prin dislocare. Știți, cam în sensul ăsta, dumneata, domnule Ursu, foarte bine conduce Sfatul Țării, dar ce ar fi să te dai la o parte ca să vin eu, că eu voi conduce mai bine. Ei, în privința asta... Mă abțin să comentez. Da, păi asta. Știți, în privința asta, eu cred că poziția noastră, legată de faptul că ar trebui o coordonare, un dialog, este corectă, pentru că noi am încercat acest lucru înainte de alegerile prezidențiale și atunci am propus iarăși un plan care să conducă la un partid unic, românesc, unionist, PNL istoric, nu condus de mine, condus de cei care vor veni după mine, dar să fie o persoană demnă, poate mai demnă și decât mine. Așa cum, de fapt, în România, PDL-ul care a fost cu Băsescu a venit cu PNL. De fapt, nici PDL-ul, nici PNL nu sunt unioniste și eu cred că ele trebuie să devină. Și, în acest sens, planul nu s-a acceptat decât parțial, adică noi am colaborat cu unele entități. Acum, iarăși, am făcut un apel manifest adresat partidelor și amintesc, în august, noi am participat la un for unionist la București, unde de fapt s-a și votat ca să fie un dialog la o masă rotundă, un prim pas spre o coordonare sau o coagulare, o consolidare a forțelor unioniste românești și s-a votat chiar să fie câte trei din partea fiecărei entități. A avut loc această întâlnire? N-a avut loc această întâlnire. Nu pot să știu, pentru că atunci inițiativa de a vota a fost a lui Constantin Codreanu. Dar după aceea n-a mai fost nimic. Acum cunoașteți vizita lui Băsescu. Eu cred că Băsescu totuși nu este prea bine informat aici, pentru că după ce a fost la Soruca și a spus unele lucruri care i-a supărat pe mai mulți, a mers la Ialoveni și a spus că deja o să discute și cu alte entități și cu alți lideri politici pro-români unioniști. De ce spun aceasta? Problema este că oamenii vor, într-adevăr, să găsească un pol și să nu voteze puterea, să nu voteze socialiștii, dar să voteze aici, dar să fie un rezultat. Și atunci când vor fi mai puțin candidați, sigur că va fi acest lucru. Acum, cât privește poziția, de exemplu, a domnului Băsescu, apropo, noi l-am invitat pe el la Consiliul Unirii, imediat după ce l-am constituit în 2012 și imediat, de fapt, după ce Băsescu a preluat și el obiectivul unionist, fiindcă nu l-a avut la început ca și proiect de țară. Și în acest sens, sigur că iarăși mulți se întreabă, putea Băsescu să facă mai multe când era președinte? Că am auzit ideea privind constrângeri diplomatice legate de funcție. Eu cred că o persoană când deține o funcție extrem de importantă, șeful de stat, așa, are mai multe prighii și oportunități pentru a promova niște idei, pentru a realiza o funcționalitate pe această direcție și a instituțiilor de pe ambele maluri ale Prutului, în special vorbesc de România, ca să fie deschise spre Basarabia. Dar când tu iarăși cazi din lanțul politic și începi iarăși să te ridici și abia atunci vorbești că unirea este un obiectiv și pentru care trebuie să pledezi, într-un fel, fiecare se întreabă de ce n-ai făcut-o aceasta când ai fost președinte. De aceea, în acest sens, eu cred că, indiferent de faptul că Băsescu nu este penelist, Băsescu nu este pelerist, Băsescu nu este, poate, adeptul sau simpatizantul antimafiei, problema este că aici clivajul merge pe unioniști și neunioniști. Și dacă noi reușim și să... Și domnul Băsescu este sau nu este unionist? Nu, eu spun clivajul între entități în Republica Moldova. Așa. Trebuie să fie nu pe denumiri, ci pe opțiunea unionistă. Iar dacă se va reuși și o poziție, o platformă comună cu europeniștii, eu cred că șansa... Nu se va reuși. Noi am avut-o inclusiv... Noi am avut-o inclusiv invitată... Să sperăm, da, eu ziceam domnule că sunt optimismul... Cineva a spus că
că noi, de exemplu, PNL, care avem o istorie curată, eu consider, noi am fi vrut să vină Băsescu la PNL. Nu este adevărat. Noi am spus foarte clar, Băsescu, Traian Băsescu, trebuia să vină Republica Moldova și insist pe acest adevăr ca președinte, ca fost președinte al României. Doamna Pavlicencu, care și-a asumat obiectivul de țară. Ca fost președinte, fără a se implica într-o forță politică, indiferent dacă vorbim despre PNL, PUN, PAS, da, nu contează unde ar fi mers dumnealui. Dacă venea ca fost președinte, fără ca să se implice politic, nu putea face nimic. Putea. Ce poate să facă? Dar la asta am să vă invit să răspundeți după ce primim o întrebare din partea unui telespectator. Domnul Vasile Calmățui din Paris este alături de noi prin Skype. Bună seara! Bună seara! Domnul Calmățui, o întrebare aveți? Sau poate mai multe? Da, am o întrebare. În primul rând, bună seara, domnul și doamna Pavlicencu. Îl cunosc. Vreau să vă felicit, doamna Pavlicencu, pentru ceea ce faci în judecățile din Moldova. E greu, dar încetişor mișcați carul înainte. Asta e lucru bine. Sunt de acord cu noastră, doamna Pavlicencu, că clivajul trebuie să fie, într-adevăr, între unioniști și neunioniști. Și pentru asta eu vin cu două, zicem așa, mici propuneri, care, într-adevăr, e prea devreme acum să vorbim de circumscripții, de blocuri, de lucruri de așa ceva, dar un lucru foarte simplu. De exemplu, toate partidele care se consideră unioniste să pună pe toate pancartele promoționale, pe toate bannerele, să pună Unirea în litere mari, să scrie Unirea pe toate materialele promoționale. Că deja să vadă oamenii cine e unionist, cine nu e unionist. Asta în primul rând. Pentru că am văzut că și Leancă se declară unionist, ceea ce am bine, a rămas mirat. Și a doilea lucru, cred că ar fi bine ca toți liderii politici care se consideră unioniști să spună clar, să spună oamenilor, să îndemne. E de grabă să spună pentru ce partid și cum, dar pur și simplu să spună. Unioniștii votează doar unioniști. Punct. Și cine sunt unioniști? Cei care au pus, peste tot au pus Unirea pe pancartele lor. De exemplu, așa o idee. Și sunt de acord cu doamna Pavlicencu noastră cu ideea ce ați spus că Traian Băsescu, într-adevăr, trebuia să vină ca un președinte, ca o forță morală, ca cineva deasupra bâlciului politic, ca deasupra luptelor acestea care, vă dați seama, tot timpul când dacă el s-a implicat, va fi tratat ca oricare alt actor politic și prin acest lucru el nu va putea se adresa tuturor. Dacă nu era implicat politic, el putea să adreseze absolut tuturor unioniștilor Republica Moldova. Dar așa el se adresează la un anumit partid și prin felul ăsta îi dă într-o parte pe alții. Și asta e, cred că, un lucru rău, să zicem așa. Deci asta am vrut să spun și curaj tuturor. Și ar fi bine, poate e de vreme, într-adevăr, de făcut acum alianțe, pe circumscripții și așa mai departe, dar să pornim cu ceva mic, ceea ce ne unește. Și ne unește cuvântul, Unirea și felul ca, într-adevăr, să ajungem la un clivaj între unioniști și neunioniști. Vă mulțumesc pentru 2018. Domnul Calmățui, vă mulțumesc și eu pentru această intervenție. Vreau să vă spun că îl cunosc pe Vasile Calmățui. Da, și noi este unul dintre telespectatorii noștri. Și m-am întâlnit cu el la Paris. Așa. Da. Și am foarte bune amintiri și văd ce postează. Este un tânăr foarte curajos, foarte activ. Noi din ăștia, cred că societatea noastră și Unirea, mai ales procesul unionist, are nevoie de asemenea persoane. Din păcate i-au alungat neunioniștii peste hotare. Da, asta este adevărat. Am spus-o și recent în altă televiziune. Acum, ceea ce spune Vasile, poate că, într-adevăr, e vorba de o platformă. Noi și Consiliul Unirii am făcut această platformă și am discutat cu mai multe partide. Acolo a fost și PLR, și Antimafie, și PAD-ul, și Dreapta. Am discutat în cadrul Consiliului Unirii, le-am solicitat să vină, să participăm împreună. Am crezut că și la Sfatul Țării 2 putem veni ca partide și să coagulăm iarăși niște eforturi. Din păcate nu s-a întâmplat, dar rămânem deschiși ca să discutăm și cu Consiliul Unirii, și cu Sfatul Țării, și PNL, și PL, și PLR. Aici doar trebuie să vedem care fiecare partid cum privește. Eu vreau să vă amintesc, noi am avut primul slogan unionist electoral în 2010 când am spus PNL propune Unirea. Deci n-am spus cere sau impune, am spus PNL propune Unirea. Și PNL face majoritatea, da, și redă demnitatea. După care Unirea face puterea, avem și la Consiliul Unirii și la acțiunea 2012. Acum, recent în 2014, noi deja am venit cu un program mai concret și am spus în Europa prin România. Acum, eu cred că este ușor de observat că tot ce am spus noi și legat de program și
legat de slogane, de adevărurile acestea, că doar unirea poate să ofere o altă viață, dar și o dreptate în privința trecutului nostru istoric călcat în picioare de forțele imperiale de la Kremlin. Sigur că în acest sens noi am avut dreptate și vom avea, cred că, dreptate în continuare. Dar cât privește acest dialog pe care îl dorim, la urma urmei, uitați-vă cum se întâmplă. Dacă unii lideri politici unioniști îi vor ataca dur pe alți lideri unioniști, ce vor înțelege persoanele unioniști care fac parte din acea entitate ai căror lideri sunt atacați? Eu cred că nu este corect când, de exemplu, domnul Șalaru spune aici că PNL este toxic. N-am înțeles de ce este PNL toxic, chiar a spus aici. Eu regret, pentru că noi, de exemplu, am discutat cu toți și i-am invitat pe toți. Că alții au alte considerente și vin cu dislocarea, eu cred că asta va conduce la un eșec, iar o victorie făcută pe sacrificarea celor care au luptat, care luptă, care de fapt trebuie să dea niște răspunsuri și adepților și simpatizanților, eu cred că nu este prea corect. Acum, în privința clivajului, că spunea și Călmățui, că ar fi bine să fie doar Uniune. Sigur că da, ar fi ideal, pentru că dacă mai multe partide apar și își asumă identitatea unionistă, crește segmentul. Cei care au un pic de frică, de incertitudine, capătă speranță, capătă curaj. Păi dar cum altfel? Chiar și Traian Băsescu a spus, noi avem obiectivul unirii, dar până la el este încă un lung drum, pentru că trebuie să convingem populația. De ce trebuie să mergem la emisiuni, să discutăm în contradictoriu, să înghițim unele declarații aberante pe care ni le spun în platou și să găsim un răspuns inteligent, să nu părăsim platourile de televiziune. Eu am avut în activitatea mea, mai în special după 2009, de când televiziunile au devenit așa mai deschise pentru pluralismul de opinii, am avut emisiuni extrem de grele cu persoane care nici nu ascultă și nici își spun aberații. Dar care este rostul acestor emisiuni? În care persoana cu care vorbim nu ascultă și... Nu, noi nu probabil, vorbim pentru persoana care... Probabil niște respectători nu înțelege foarte mult. Eu am avut, de exemplu, o emisiune extrem de dificilă la Accent TV, unde a venit deputatul Novac, care pur și simplu de la socialiști, care pur și simplu nu ascultă, dar lumea a văzut cine discută calm, cine propune soluții și cine poate asculta. Eu am avut ei, dacă nu pot asculta, ce fel de oameni sunt? Am avut și o ocazie atunci când nu moderam o emisiune să fiu invitat la unele emisiuni și știu ce înseamnă să vorbești peste invitat sau în ton cu invitatul și mai departe. Dar vreau să spun că și la televiziunile din România, la talk show-uri, vorbesc și acolo, dar totuși respectă o măsură. Aici la noi sunt unele persoane care când apar în platou chiar nu se pot abține și în felul ăsta ele... Dar nu știu dacă nu se pot abține sau pur și simplu au o agendă pe care trebuie să o repete de 100 de ori pe emisiune. Iată acum când am fost la o televiziune, Valeriu Sahradana era alături și a zis că păi nu te uita la el, asta e emisiunea lui, așa face el. Da. În emisiune chiar a dat sarcină. Ce vreau să vă întreb, nu mă pot pronunța despre faptul dacă este PNL-ul toxic sau nu, nu mi-aparține declarația, nu cred că este rolul și funcția. Este regretabil și eu cred că va trebui retractată. Mă interesează dacă reușim să conștientizăm că PNL-ul este vechi, în sensul în care, vă rog să nu sărim din prima, să zic așa, dar în sensul în care noi nu ne batem niciodată pentru voturile de stânga. Când zic noi, mă refer la unioniști. Noi niciodată nu ne batem pentru voturile de stânga. Și voturile de dreapta întotdeauna au fost luate, coagulate de forțe noi. Un exemplu este PLD-MEU. De ce a câștigat PLD-MEU atât de multă influență? Pentru că era o forță nouă, o forță vie. În 2011-2012, iarăși PLD-MEU a reînviat prin figura lui Leancă. Iarăși a fost o forță nouă. Anul trecut în prezidențiale am văzut o explozie a votului pe eșcherul de dreapta către candidatul din partea PAS-ului. Iarăși o echipă, sau nu o echipă, dar o formă nouă, o alură nouă, o coajă nouă, cel puțin. De ce se întâmplă așa? Și de ce, dacă conștientizăm acest pattern, acest, să zic, algoritm pe care votează cetățeanul, care este și unionist, și votant de dreapta, și pro-european, da, de ce să nu-i oferim votantului ceea de ce el are nevoie, pentru ca noi să obținem ceea de ce avem noi nevoie, adică votul lui? Ultimii ani au demonstrat foarte clar că, de fapt, e vorba de manipulare.
PLD-meul... Și unioniștii de ce nu fac manipulare pentru a obține locuri în Parlament? Pentru că nu este în esența noastră. Eu, de exemplu, nu pot face niște lucruri care nu-mi plac la, la o clipă, la alte partide, doar de ce? Ca să câștig, să câștigăm noi. Noi am fost și am rămas sinceri. Că lumea poate... Dar sinceritatea asta a câștigat zeci de voturi, sute de voturi pe locuri. Nu, noi nu știm pentru că s-au furat în 2014. Sinceritatea și principialitatea creează condiții pentru că poate nu astăzi, dar mâine vor apărea și forțe cu adevărat unioniste. Dar de ce s-a întâmplat? Că ați spus de PAS, de PLD-MIE. Acum aluzia este și la PUN, probabil, da? Asta vreți să spuneți. Nu neapărat, dar faptul că Traian Băsescu a venit în politica din Republica Moldova este un gest pe care, indiferent de momentul în care s-a întâmplat și de unde a mers domnul Băsescu, făcând abstracții că a mers la PUN, este un eveniment care a fost dintotdeauna așteptat. Și în momentul în care a venit la PUN, toți ceilalți lideri sau actori unioniști au sărit în cap că de ce s-a mers la PUN, de ce n-a venit ca lider independent, de ce n-a venit ca cineva deasupra electoratului și așa mai departe. N-am sărit în cap niciodată. Mă rog, declarativ. Nu, cine a sărit în cap, asta e altceva. Noi am spus că președintele Băsescu, ca autoritate politică și morală, cum a spus și, și Călmățui, trebuia să vină aici să discute tot. Dar dacă nu dorește, nu dorește. Vreau să înțelegeți că nu e problema că noi tragem pe cineva de mânică. Noi trebuie să dăm niște răspunsuri electoratului. Pentru că el nu pricepe. Asta este o unificare, o coagulare sau este dezbinare. Noi ați văzut în spațiu public articole că Băsescu urmărește obiectivul unirii prin dezbinare. Uitați-vă, este un subiect de discuție. De ce? Pentru că dacă venea și el la un partid care unde avea procente, ceva, atunci nu putea spune despre altul care n-ar. Dar să zicem, vreau să vă spun că partidele de care ați vorbit, PLD-MIE, astea noi, și alții, astea noi, suflu nou. Da. De pe ele nu au identitate ideologică. Așa. Da. Ele nu au orientare. Așa. Ele au niște slogane populiste. Așa. Și așa cum au venit, așa o să se ducă ca și PLD-MIE. Da, da. Nimeni, o clipă. Și asta înseamnă agonia acestei societăți. Asta înseamnă că mereu îi se oferă prin manipulare societății un nou fruct care îi se pare că, uite, ăsta e salvarea, trece timpul, lumea iarăși devine dezamăgită și nu mai crede nimic. Eu cred că ăsta e scopul sistemului controlat de Rusia aici. Iar partidele, multe dintre partidele de care ați spus și unele care apar noi, le considerăm ca partide luci înschiste, de stânga, plasate pe segmentul de dreapta. Da, din Pavlicenco, păcate și România am avut asemenea. Eu sunt de acord de în totalitate. Plasat pe dreapta. Așa. Cunoașteți foarte bine Frontul Salvării Naționale, ce a ieșit de acolo și unde s-a plasat și acum cum se merg spre dreapta, dar unioniste nu sunt. Deci, în acest sens, ceea ce am propus noi, un dialog, o coagulare, o consolidare, o unificare, de fapt ce servește? Un obiectiv. Viață mai bună, fiind în România, respectând trecutul, adică dând, făcând justiție, făcând dreptate istorică acestui teritoriu, așa, dar fiind în România unde e un spațiu cu mai multă justiție, cu mai multă bunăstare în european și cu securitate NATO. Cine nu dorește acest lucru? Cum mă poate convinge pe mine sau pe dumneata că nouă ne trebuie câți ani încă pentru Uniunea Europeană? Băsescu a spus atunci în video ăsta care l-am găsit și eu pe internet, precum spunea Ghimpu, că gata, am pus cruci pe unire, noi mergem în Uniunea Europeană și în Uniunea Europeană ne vom întâlni cu România. Da. Așa? În timpul ăsta noi aveam sloganul în Europa prin România, care acum e îmbrățișat și de Pele și de alte entități. Da, dar mesajul acum, ăsta... De ce Băsescu și-a schimbat opinia? De ce Băsescu și-a schimbat opinia? Noi am fost la Cotroceni, domnul Urso. Înainte de 2014 am fost din partea Consiliului Unirii, patru persoane au fost, domnul Caraman, domnul Ciorcanu, domnul Afanasiu și eu, și am încercat o discuție pentru ca să ne acorde un sprijin politic moral președinția și prin posibilitățile care le are pentru a coagula o forță în ajunul alegerilor din 2014, unde europeniștii au fost votați cum? Ținându-se lumea de nas. Adică multă corupție, lipsă de reforme. Acum acești europeniști acum nu vor cu România, vorbesc ce nu trebuie despre unire. Și noi vrem să le facem un test. Noi considerăm că dacă voi vreți în Europa, voi trebuie să vreți și cu România.
și chiar prin România. Dacă voi nu doriți acest lucru, înseamnă că voi doriți să... Exact. Ce fel de europeni sunteți dacă sunteți pro-români? Absolut. Dar și atunci, dacă vin la acest dialog, putem apropia pozițiile. Nu, pentru putem că găsi ei vor... căi. Nu, nu putem. Dar dacă ne vom bate noi între europeniști și unioniști, cum va fi? Și acum de PNL vreau să răspund un segment mic. Fie. Noi, Partidul Național Liberal, ca să fie clar că am mai spus-o și bine că mi-a oferit posibilitatea să o spun, ne revendicăm de la Partidul Istoric PNL de până la 89, de la cele primele două formule PNL aici, care au fost întotdeauna pro-românești, prima formulă a fost filiala PNL de la Iași, de la activitatea noastră unionistă și frumoasă cu demnitate de 10 ani, din ultimii 10 ani cât existăm noi, și de la Național Liberale, PNL, de aici, din Basarabia, în perioada interbelică, unde noi am publicat o listă de 554 de Național Liberali exterminați pentru că au fost Național Liberali. Și noi avem același drept de succesiune politică în privința PNL-ului care a fost în perioada interbelică, la fel cum are PNL-ul de România, drept la PNL-ul care a fost dincolo de Prut, iar la cel istoric avem ambii drept. Deci în acest sens ce spun? Noi PNL-ul în 2001 ne-am dizolvat ca să coagulăm forțele anticomuniste, în 2010 am venit cu PNL propune unirea, în 2014 cunoașteți ce a fost, că era la limită cine câștigă și toți au spus hai să votăm pentru Europa, că ne-au dat regim liberalizat de vize. Și atunci în această situație, când noi venim cu unirea, când societatea, haideți să spunem, era încă speriată după comuniști și era, își făcea iluzii cu Europa, și acum vine Băsescu și spune foarte clar că degeaba visați la Europa, noi nu vom adera, nu vom intra în Europa decât prin unire. Deci până la urmă cred că am contribuit prin aceste slogane la modificarea conștiinței. Acum spuneți că vine altcineva mai versat, mai activ. Nu mai versat, nou. Nu. Nu am spus mai versat, am spus doar nou. A nou nu înseamnă mai calitativ. Nu a trecut prin lupta, bătălia politică în justiție. Ne bucurăm că ei pot beneficia de rezultatul obținut din noi în justiția, în care unioniștii pot fi deja legal aici. Doamna Pavlicencu, sunt de acord în totalitate. Și cu extremismul la fel. Eu avându-mă bine cu păcănelile, pentru că ăsta este un alt domeniu de-a meu de activitate, pot să vă spun că copiii noștri niciodată nu vor mai învăța Pascalul la școală. Și cei care sunt de vârsta mea și un pic mai tineri și un pic mai bătrâni știu despre ce vorbesc, dar asta nu înseamnă că copiii noștri vor folosi calculatorul mai rău decât noi. Ei îl vor folosi mult mai bine. Acum, ceea ce vreau eu să vă întreb și să citesc niște cifre, eu știu că este dureros să vorbim despre ele, dar dumneavoastră spuneți, noi ne revendicăm de la Partidul Istoric, de la cele două forme ale Partidului Liberal, Național Liberal din 90 și cel care are avea după 2001 și mai departe. 2010, 0,43 rezultat la alegeri, 2014, 0,64, 2015, în Chișinău la alegeri, 0,21, în 2005, 4 mandate de primar, din 900 de primărie, asta înseamnă un pic mai mult de 0,04, în 2007, 5 mandate de primar, adică un pic mai puțin de 0,05%. Partidul Acțiune și Solidaritate, nu că aș fi avocatul lor, pentru că am avut o invitată și pe doamna Sandu săptămâna trecută și ne-a spus că unirea nu este posibilă și noi trebuie să facem pași către integrarea europeană și mai departe. Partidul Acțiune și Solidaritate nu se revendică de la nimic. Dar vor avea de ce un scor... viitor? Dar vor avea un scor de 30% la viitoarele alegeri. Vor manipula populația, vor vinde iluzii de ceea ce nu înțeleg eu, ceea ce nu înțeleg eu și mă face să fiu revoltat. Ați văzut ce a spus Băsescu? Ați văzut ce a spus Nu știu, Băsescu? Eu am impresia că discutăm prea mult despre Băsescu. Partide pro-europeniste vând iluzii de șarte populație. Da, sunt de acord, în totalitate. Nu doar că avem nicio posibilitate să intrăm în Europa. De acord, de acord, de acord. Ceea ce numai eu întreb, prin unire ajungem ceea ce în Europa. Eu întreb, 100% de acord, doar prin unire către Europa. Partide ca PNL nu pot fi votate de oricine. Sigur că aici este multă muncă, mai trebuie și finanțe. Păi și când partidele unioniste, partidul ăsta să fie votat? Pentru că rezistența noastră este așa, prin faptul că am rămas pe o linie, am promovat consistent și dinamic și activ această poziție, am obținut o practică judiciară de care pot beneficia toate partidele și acum apar foarte multe partide unioniste, ne bucurăm și eu cred că partidele care nu sunt sincere, care doar manipulează, doar vor să ajungă în Parlament, da, s-ar putea să ajungă, dar iarăși vor vinde iluzii de șarte, da, pentru că e nevoie de o coagulare, cum am dat noi exemplu. Întrebarea mea este următoarea. De ce
pe manieră de manipulare, pe manieră de alură frumoasă, pe manieră de nou, nu se poate duce în Parlament un partid nobil, așa cum este PNL-ul, de exemplu. PNL-ul este un partid nobil, care își dorește unirea, da, care are asta ca unic scop. De ce nu se poate de aplicat și de apelat la acele instrumente la care apelează toate celelalte partide care apar peste noapte și iau 30%, iar noi să ne sufocăm aici din 90, din 2001, din 2005, din 2009 și să rămânem cu sub 1% din electorat. Pentru că vrem noi sau nu vrem, dar un referendum este posibil doar dacă are loc o campanie amplă de informare. Iar o campanie amplă de informare este mult mai ușoară cu 5, 7, 10, 20 deputați unioniști în Parlament. Când vom aduce acești 20 deputați? Pentru că în caz contrar, eu în calitate de unionist sunt revoltat. Eu cred că noi, toți, eu, dumneavoastră, PUN-ul, PAS-ul, DAU, cei care sunt unioniști, cei care sunt mai puțin unioniști, facem ceva greșit. Dacă noi am face lucrurile corect pentru unire, unioniștii ar trebui astăzi să aibă 30% din Parlamentul Republicii Moldova, da, pentru că ei sunt 30% din populație. Da. Dacă noi am face ceva corect, noi începând cu 2009, 2010, 2012, ar fi trebuit să avem timp de antenă 5, 7, 10, 20, 30% la televiziunea națională. Da. Haideți pentru că dacă 30% din societate este unionistă, ea are dreptul la 30% din ceea ce numim noi astăzi statul Republica Moldova. De ce noi nu avem acces la ele? Vă explic. Deci, în privința televiziunilor la noi, știți foarte bine cui aparțin, știți foarte bine ce, ce poziții au aceste televiziuni, pentru că sunt conduse, încă e bine câteodată că mai pot spune câte ceva acolo. Și desigur că forțele care nu sunt pro-românești, care sunt fals pro-europene, dar care sunt foarte puternice în Republica Moldova, sigur că împiedică extinderea mediatică a unioniștilor. Ca să fie un unionist de succes, poate că trebuie să ai un placotniuc în spate. Iată, vedeți, haideți să ne întrebăm, dar oare cei care se pretind noi unioniști nu sunt, nu au în spate exact cei care pot să le asigure un asemenea acoperiș? Nu știu, eu mă întreb, pentru că mă întreabă și pe mine și citim în spațiu public. Dar, uitați-vă, haideți să fiți de acord că din 2009 în 2016, 2017 sau chiar 2017, trebuia să fie mai multă libertate spre deosebire de regimul comunist. Dar din păcate, exact noi am lucrat, am luptat împotriva acestor regimuri. Ei nu permiteau statut, ei nu permiteau marșul, ei nu te invitau la televiziune, ei te ridiculizau. De ce? Pentru că nu au fost forțe europeniste autentice. Sunt forțe de stânga, pro-Moscova în mare parte, dar dirijate și afiliate, deci dirijate și afiliate intereselor, că e clanul Vrone, că e clanul Lucinski, că e Lucinski și PPCD, care sunt ăștia în general, sunt, cum zice, imersibil, mi se pare, că nepotopleaie, măi, cum zici, da? Nu știu, stau prea prost la capitolul limba rusă, da, ca să pot traduce astfel de pompii submersibili, cum îi zici. Da, deci ei se mențin, din păcate, eu cred că tot prin manipulări. Și în sensul ăsta, noi suntem un partid mai deosebit, da, probabil că vine vremea noastră. Și de ce e că vine vremea unioniștilor și a unor asemenea partide corecte și demne, de ce și apar alte partide unioniste? Una, că nu le convine un asemenea partid cu lideri curajoși, cum avem noi, cunoaște domnul Severovan, doamna Can, Iulia Deleu, Ludmila Bolboceanu, ăștia sunt toți ai noștri care sunt și tineri foarte curajoși. Și de ce ar vrea ca acest segment să fie preluat nu cumva de PNL care a rezistat până acum, ci de alții? Dar încă ceva, am pus de mult această întrebare și puneți-vă și dumneavoastră și răspundeți. Care din partidele care sunt acum încă cotate, deja cotate cu procent mic, sau care sunt în afara Parlamentului, vor rezista 10 ani cum am rezistat noi? Dar știți de ce am rezistat? Pentru că a fost adevărul de partea noastră. Eu vă asigur că nici Platforma Da, nici PAS, nici PLDM, nici PAD, nici Leancă nu vor rezista. Niciunul dintre cei care ați numit până acum nu sunt declarați. Nu vor rezista. Dar sunt... nu sunt declarați unioniști. Nu, adică nu mă interesează. Nu, stați un pic. Eu vreau să spun ca partide europeniste. Îți declarați europeniști. Ca partide europeniste. Și nu vor rezista. Păi diferența. Eu sunt alegătorul unionist. Nu spuneți dumneavoastră. Eu înțeleg. Nu, dar m-ați întrebat de partidele astea europeniste. Și eu de ele vă spun. Ele n-au viitor. Viitor va avea în Republica Moldova. Că imediat, puțin mai încolo, un PSD care trebuie să fie doar pro-european și să debaraseze de sfera influenței rusească și un PNL consolidat puternic care să aibă un corespondent unionist
în România, pentru că PNL-ul istoric a făcut reîntregirea și modernizarea României. Acum că asta e posibil sau nu e posibil și noi am demonstrat demnitate și rezistență, asta e adevărat. Acum că europeniștii ăștia vor amăgi încă 4 ani oamenii, după asta vor amăgi încă 4 ani oamenii și ce o să facă populația asta? Doamna Pavlicencu, suntem pe final de emisiune, am mai am o singură întrebare și vreau un răspuns scurt pentru că chiar ne presează timpul. Faptul că europeniștii, falsi europeniștii, cum spuneți dumneavoastră, vor ajunge iarăși în Parlament. Este vina cui? Asta încă nu. În privința asta, vreau să spun că aici este foarte mult influența politică și din partea Rusiei. Suntem trei entități. Este partidul fals pro-european, este societatea civilă și sunt partidele unioniste. Din ăștia trei actori, da? Noi, deci vorbim despre eșcherul de dreapta. 50% din populație care sunt declarați de dreapta cumva, indiferent că sunt pro-europeniști sau unioniști. Deci este partidul pro-european, este partidul unionist și este societatea civilă. Și partidul pro-european întotdeauna prevalează și nu cu un procent 20, dar prevalează cu 30% comparativ cu sub 1%, atunci când vine vorba de alegeri pe eșcherul de dreapta. Cine este vinovat de această situație? Partidul pro-european, partidul unionist sau societatea civilă? Forțele antiromânești politice din Republica Moldova, dirijate de Rusia, au fost întotdeauna puternici. Eu cred că în spatele lor a stat cel mai puternic Lucinski. Asta eu cred. Și Voronin, și Roșca, care a fost cu Lucinski. Dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Nu. Păi eu vă spun, clanurile deocamdată n-au fost de bar. Eu am câștigat de la Lucinski. Exact pentru că am arătat că el plasează oameni și entități peste tot și are grijă ca dreapta să nu se dezvolte. Și din păcate eu consider că iau o afiliere cu Lucinski. Dar am vrut să mai spun o frază. Dreapta se dezvoltă, pentru că am și rugat ca să pot vorbi. Doamna Guțu a invocat și ea niște procente la o emisiune. Ce vreau să vă spun că doamna Guțu cunoașteți cât a luat, dar a spus că noi am avut sprijinul a 7 partide în prezidențiale. Nu e adevărat. Noi am avut sprijinul doar PPM pentru că PVE ne ajuta puțin. Partidul da al lui Costiuc iarăși nu ne-a ajutat și PLR-ul s-a retras pe ultima sută de metri. Iar doamna Guțu mai departe. Deci, dar eu vreau să spun că noi am adunat cinstit 15.500 și ceva de voturi, dar ne-a obstrucționat puterea locală. Tocmai pe noi, pe alții nu. Eu cred că e mai rău că doamna Guțu a luat 19.000 de semnături, dar a luat 0,17, 2.000 și ceva 700 de voturi. Întrebarea este... unde sunt ceilalți semnători? Iată, asta este o enigmă și un paradox ca să înțelegeți ce este cu unioniști. Voturile... Sunteți de acord? Da, sunt de acord. Sunt voturile utile. Și domnul Ghimpu se gândea că o să aibă 20 și ceva. Deci vreau să spun... Am renunțat de mult să cred că mai pot da, terenul unionist, vreau să spun că este la fel greu pentru că oamenii se gândesc la șansă, la votul util. Iată, ca să depășim, că noi am cerut în dezbatere ca să fie lichidat pragul. Și atunci fiecare cum poate așa intră în Parlament. Cu 1, cu 2, cu 3, cu 10. Nu s-a vrut. Dar iată, pentru că nu s-a vrut și pragul a rămas, ar fi bine ca într-adevăr fiecare cu cât are să venim și împreună să încercăm să convingem populația că suntem mulți. Populația, eu cred că ne va sprijini. Dacă vom rămâne dezbinați, atunci o să mai discutăm după 2018 aceleași probleme. Până în 2018, eu vă mulțumesc pentru... Și eu vă mulțumesc foarte mult. Această emisiune, pentru discuție. Telespectatorilor, le mulțumesc că ne-au urmărit în această seară. Mâine seară vă aștept cu o nouă ediție. Astăzi îmi permit să fiu unionist revoltat și să zic că dacă nu reușim să facem lucruri mai bine, înseamnă că greșim undeva. Haideți să găsim împreună locul în care greșim, să căutăm împreună soluția și să rezolvăm odată și pentru totdeauna lucrurile în 2018. Preferabil ar fi prin unire cu România, credem. Da? Astăzi vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Mâine seara o nouă emisiune. Până atunci, toate cele bune.